prin întrebări. Prima e cum să fac față încercărilor în familie. Păi ăștia nici nu au familie și vor să facă față încercărilor. E bun, asta înseamnă că se pregătesc. Și poate că și e realiști un pic să gândesc la încercări. Ia spune-le. Vinde-le secretul gratis. Depinde ce fel de încercări au. Da, hai, până te gândești tu, am o întrebare. La încercările de acum, cum faceți față? Sau n-aveți încercări ca tineri? Cu părinții, nu? Nu, prin credință mai mare după ce te însori. Prin credință, prin iubire. Bun, sfatul meu ar fi să încercați să n-aveți încercări. Adică să nu vă faceți voi singuri greutăți. Ele oricum o să vină. Mai am un sfat practic, să nu cereți niciodată greutăți. Te apucă câte un moment din ăsta al pocăinței, Doamne, trântește-mă de pământ, fă tu cu mine, cu tare, ascultă, abține-te. Pentru că atunci când începe Dumnezeu să lucreze, nu mai ești în starea aia și o să spui, bă, prost am fost, eu în loc să mă rog să mă binecuvinteze, am zis să dea cu mine de pereți. Acum când dă de pereți, văd că pereți e stare. Deci nu cereți greutăți, dacă Dumnezeu le va hotărâ, le primiți din mâna lui Dumnezeu și spuneți, Doamne, dacă Tu le îngădui, ajută-mă să și ies bine. Nu le cereți, nu vă doriți, când vin cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu aveam o întrebare, de ce să ai o relație bună cu Dumnezeu în vremuri grele? Știți că în vremuri bune, știți care e răspunsul? Vi l-am dat. Să ai o relație bună cu Dumnezeu în vremuri bune, ca atunci când vin vremuri grele, Dumnezeu să nu-ți fie străin, ci prieten. Și atunci la prieten poți apela mai ușor. Scuze-mă că m-am amestecat acolo. Da? Deci eu o spun ceva din slujirea mea ca păstor, am observat încercări în familie, cele mai grele e când el sau ea s-a căsătorit cu o persoană care nu-s credincioși. Deci acolo e foarte greu, sunt foarte multe încercări și greu trec prin ele. Cât privește pentru noi credincioși, îmi vine în minte Iacov, capitolul 1, spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Asta nu înseamnă zâmbet, ci înseamnă statornicie, știind că încercările sunt lăsate de Dumnezeu ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Eu cred, de fapt, că atunci când vorbim despre căsătorie, acesta e atelierul unde Dumnezeu ne formează. Și dacă vin încercările, tocmai asta să... Deci ce am înțeles eu de la tine, spre exemplu, un băiat dacă iubește o fată și se căsătorește cu ea, ca să o ajute pe ea să fie plină de bucurie, să-i facă în tot felul de încercări, nu? Și atunci ele vor primi ca o mare bucurie când trec prin încercări. Am priceput sau nu? O leacă pe dos, da. Bun. Bun, el a pus prima întrebare, eu pun ultima, că o să mergem așa. Tu iei de sus, eu de jos. La câți ani ar fi de dorit să se căsătorească o persoană? Câinii coapte, nu? Că noi răspunsul l-am avut. Am o câinii coapte, dar este că există din ăsta de umiditate, de copt, știi? Este ceva aparat să vezi câinii copt un băiat sau o fată. Deci, după cum vedeți, în Biblie nu există o vârstă pentru căsătorie. Noi putem, ca societate, să încercăm să stabilim o vârstă cu plus, cu minus, dar nu uitați, voi sunteți unicat, familia voastră va fi unicată în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan pentru fiecare parte, așa că nu vă comparați cu nimeni. Ce am observat și am văzut și în statistici, dacă vrei să faci o carieră, spre exemplu, profesional, unele s-ar putea să vă măritați după 30 de ani. Deci nu poți să faci și aia, și aia, și aia, și să fii cununată la 19 ani. E cam greu, da? Din nou, depinde ce dorești tu în viață, dar nu uitați, cea mai mare întrebare nu este ce doresc eu în viață. Întrebarea cheie este ce dorește Dumnezeu de la mine în viață. Și atunci eu te întreb următorul lucru. Dumnezeu vrea ca tu să fii cel mai bun neurochirurg din Republica Moldova. Ca tu să fii cel mai bun neurochirurg
S-ar putea să nu prea ai vreme de băieți și de TikTok și TokTok și nu știu ce, că tu să fii cu cartea, cu una, cu alta, nu te duci în toate taberele și nu știu, poți fi la 21 de ani cel mai bun neurochirurg. Dar când termini? La 29. Da, roagă-te Domnului la serbarea de... să fie și el prezent și la serbare mergi direct la cununie, dacă nu ești prea stresată. Și atunci trebuie să fim realiști, da? Dacă în viață nu vrei nimic decât să dai cu pensul la păgarduri, poate că te poți însura și la 18 ani, dacă ai pensul, știi? Da, să-ți găsești cu una care să fie mulțumită, că tu te încuiești gardurile. Deci e foarte important să le iei pe toate în calcul, dar eu am spus-o și încerc să o spun mereu, e foarte important să înțelegi voia lui Dumnezeu pentru viața ta. S-ar putea, interesant, voia lui Dumnezeu pentru prietena ta este să se căsătorească la 19 ani și tu la 29. Sunteți cele mai bune prieteni, ea se mărită, tu plângi. De bucurie că s-o măritat ea, mă înțelegi, da? Și asta este, dar cum, să vă spun ceva. Uite, o chestie care am constatat-o. Noi creștinii am vrea maximul, o combinație maximă între promisiunile lui Dumnezeu pentru evrei și creștini și o combinație minimă pentru prețul plătit de evrei și de creștini. Nu știu dacă m-ați înțeles. Noi am luat tot ce se poate din promisiuni, maxim să fie în dreptul nostru, dar când e vorba de plătit un preț, să plătim minim. Nu se poate. Și dacă vă uitați la oamenii lui Dumnezeu care au făcut lucrări frumoase, au plătit un preț. Unii au plătit prețul tineri, alții au plătit preț ca familie, s-au căsătorit, n-au avut copii până la 90 de ani, el aproape 100 de ani, știam amândoi aproape morți. Dacă ei tot se luau așa după, bă, dar ei au copii de la 20 de ani, noi avem 80 de ani și nu avem copii. Bun, dar tu nu ești Avram, aia altă nu-i Sara. Asta încercați în viață să dezvoltați o relație personală cu Dumnezeu și să aveți voi liniștea asta. Dumnezeu vrea să mă căsătoresc la vârsta asta, nu doar cu persoana, El vrea și la vârsta asta să mă căsătoresc. Pentru că vă întreb încă o dată, vreți binecuvântarea lui Dumnezeu? Bun, și dacă Dumnezeu vrea să o dea la 22 de ani, tu de ce vrei să te însori la 18? Ca să fii 4 ani fără binecuvântare sau ce? Sau să forțezi mâna Domnului. No, zi, frate. Deci de pe foaia asta care... Dăm cu foaia prima dată. Cât timp trebuie să țină o relație până a o duce la căsătorie? Nu există în Biblie un standard anume cât timp. Deci eu cred că un sfat bun este nu începeți o relație de prietenie dacă nu aveți scopul căsătoriei, este greșit. O relație foarte îndelungată, mai ales când, deci nu văd o problemă dacă unul este aici în țară, unul e plecat și o relație îndelungată, așa comunicare, poate fi mai, adică fără consecințe prea grele, dar o relație îndelungată, când ambii sunt împreună alături, poate duce la anumite ispite și păcate și pentru a le evita, mai bine să nu aveți o relație așa de prietenie îndelungată. Cred că, deci în viața mea, 8 luni au fost, dar nu asta e standardul, că trebuie 8 luni neapărat. Deci, începe o relație de prietenie atunci când vrei să te căsătorești, nu căuta să te implici fizic în relația asta, pentru că foarte de multe ori se concentrează doar pe aspectele fizice, ci căutați să vă cunoașteți unul pe altul, așa, într-un cerc mai larg și dacă ați priceput că e voia lui Dumnezeu să fiți împreună, urmează căsătoria. Eu nu știu cât timp durează până înțelegi voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Din moment ce ai înțeles voia lui Dumnezeu pentru viața ta, apoi este foarte diferit. Haideți să vă spun și următoarea întrebare. Dacă doi tineri se cunosc de la grădiniță, vecini, la grădiniță împreună, la școală împreună, liceu împreună, facultatea împreună,
Și când termină facultatea, îi se deschid lui ochii. Wow, ce faină e Mariana! Dar el până acum nu a văzut, știi? El până acum a văzut-o ca prietenă bună, colegă bună, zice, bă, s-ar face-o și o nevastă bună. Dar asta cât timp să mai aștepte? Ce să mai aștepte? Asta i s-a deschis ochii, treci, frate, la treabă, că o cunoști de 20 de ani. Bun, se întâlnesc doi tineri de două zile. Stai că nu e chiar așa de ușor, da? Deci, din nou, depinde foarte mult de conjunctură. Problema mare este să înțelegi voia lui Dumnezeu. După ce înțelegi voia lui Dumnezeu cu cine, vei înțelege și voia lui Dumnezeu când. Și uneori, să vă spun, uneori poate că nu o să aveți finanțele necesare pentru minim de nuntă și mai trebuie să amânați o leacă că n-aveți, că vreți să faceți totuși două sarmale acolo, da? Poate o să vă surprindă uneori, părinții s-ar putea să fie o piedică. Tata și mama, nu știu, sunt de acord, nu știu, au ei motive, n-au ei motive. Acum, normal că nu o să treci peste tata și mama cu buldozer în prima fază, domne, și ei sunt pocăiți, oameni cu teamă de Dumnezeu, îți vor binele. Uneori, chiar perioada aceasta când te rogi, Doamne, lămurește-l și pe tata și pe mama să înțeleagă și ei că e de la tine. Poate fi planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe că vei asculta de părinți. Și atunci zice, nu-i pun altă piedică, nu-i rup gâtul, picioarele, cu nu știu ce, că e mai dureros, pun o leacă piedică prin părinți, mai trec triluni, părinții sunt fericiți și noi am văzut că e de la Domnul și toată lumea e fericită. Și Dumnezeu a pus piedica asta, că așa e planul lui. Deci să nu vă temeți că Dumnezeu nu răspunde. Dumnezeu chiar vă iubește și vrea binecuvântarea voastră. Important e să mergem pe mâna Lui. E păcat să se căsătorească de doi oameni de același gen și de ce? Păi, nu știu cum să vă spun, doi oameni de același gen pot avea o relație homosexuală, dar nu să se căsătorească. Că de când a făcut Dumnezeu lumea, căsătoria este ce? O relație între cine? Nu, și atunci voi întrebați, poate un bărbat și bărbat să se căsătorească? Păi nu poate. Că dacă gemul de căpșuni se face din căpșuni, după logica mea, nu-l poți face din mere. Ceva gem poți face, dar nu poți face gem de căpșuni din mere. Deci ca să ai căsătorie, trebuie bărbat și femeie. Dacă întrebi, poți să-și satisfacă o relație intimă sau ceva, orice se poate. Dar aici aș vrea să țineți foarte mult, chiar dacă noi... Până la urmă, n-avem ce face. Poate trebuie să acceptăm o relație a unora. Știi ce mă deranjează pe mine? Dincolo de aspectul păcatului. Pe mine, ca în calitate de creștin, mă deranjează aspectul păcatului. Dar ca cetățean al țării, ca familist, mă deranjează că ei vor să-mi fure numele. Ei să se numească parteneriat homosexual, al șaptelea cer jos pe pământ... Să se numească cum vor. De ce vor ei să se numească familie? Deci voi acum vreți neapărat să mai faceți o biserică și Biserica Emanuel. Nu, domne, Biserica Emanuel Bălți există. Tu fă-ți-o, Sfânta Treime, Iisus Hristos e Domnul, păcătoși salvați, iluminații Tatălui, știi? Nu, voi vreți Emanuel. Nu, domne, Emanuel deja e puștampilă tot, e înregistrat. Ei, familia e patentată de câteva mii de ani, corect? Ceea ce înseamnă bărbat și femeie prin naștere. Deci e clar că doi oameni de același sex nu pot întemeia o familie, indiferent ce relație. Și dacă guvernul le dă voie, ei tot nu pot întemeia o familie, că ei nu pot schimba ce a hotărât Dumnezeu. Dacă mă întrebați de ce, pentru că Biblia numește păcat. Dacă vreți, o să vă spun, poate v-am mai spus ce încerc eu, în lumea asta care tot merge anapoda, dacă vreți un pic să fiți mai, nu știu cum să spun, din punct de vedere juridic, de partea mai sigură, ca să nu te dea în judecată cine știe ce se poartă prin tribunale, s-ar putea să pățești și asta, vă spun ce ați putea face, după mintea mea. Vine unul și te întreabă, zice, băi, eu sunt homosexual, mă duc în iad, ce-i răspunzi?
Răspunsul clasic, direct, da. Și atunci el te dă de judecată că tu l-ai băgat în iad. Și ești plin de ură cu tare, că tu iadul și nu știu ce. Care ar fi un răspuns înțelept? Spui așa, Biblia, băi, dacă tu te duci în iad sau nu, nu mă întreba pe mine. Eu să spun, eu sunt creștin. Eu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Asta cred eu, treaba lui ce crede el, da? Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune că homosexualitatea este păcat. Aceeași Biblie spune că orice păcătos care nu se pocăiește merge în iad. Deci eu mă duc în iad? Băi, treaba ta unde te duci? Eu ți-am spus că eu cred Biblia și ți-am spus ce spune Biblia. El. Deci eu mă duc în iad. Mă, tu citește Biblia și o să vezi unde. Eu îți spun că păcătoși, și homosexuale, și mincinoși, și tot. Și atunci, teoretic, dacă te dă în judecată, tu o să discuți cu judecător. Domnule, eu n-am spus că el merge în iad. Eu am spus ce spune Biblia. Vreți să vă citești și dumneavoastră, domnul judecător? Sunteți normal sau pe invers? Ca să știu. Da. Deci, probabil că asta ar fi un mod mai diplomatic, ar spune unii, sau un mod mai elegant, mai înțelept, de a discuta cu ei. De fapt, spui același lucru, dar nu îl baci tu direct în iad. Spui, băi, dacă tu te duci în iad, e alegerea ta. Deci Dumnezeu a hotărât ca păcătos să meargă în iad, tu hotărăști dacă ești păcătos sau nu. Apropo de întrebarea asta, mă gândeam în timp ce explicați că am vorbit cu un pastor din Anglia. Deci tu te gândești în timp ce vorbesc și eu. Și el spunea că la ei deja îi obligă să-i căsătorească pe bărbat cu bărbat. Și el spunea, vezi, frate Costel, am ajuns așa momente când legal, trebuie, deci corect legal, dar incorrect moral. Adică ce face? Stai, dar auzi, eu am fost dată în America, așa m-au enervat americanii, dar nu a voștri, pe vremuri după perestroică am fost și atunci ei, știi, ei te prezintă cum le pică bine lor, știi, și eram la o școală mare și m-au prezentat acolo în fața elevilor, studenți. A venit unul din România, comunistă, persecutat, băgat așa, și eram eu mai mare ca Sfântul Sisoi, așa m-a enervat chestia asta. Și când m-a ridicat, am zis, băi, stai un pic, ce tot dați că suntem noi persecutați? Dar zic, în America voi nu sunteți persecutați? O scă, nu, a, nu sunteți, nu. Dar zic, dar de ce nu? Că la noi e libertate, da, serios. Dar atunci era chestia, zic, dar voi vă rugați în școală? O scă, nu. Păi de ce nu vă rugați? O scă, nu ne dă voie. A, zic, deci bunul Dumnezeu nu vă dă voie să vă rugați. O scă, nu Dumnezeu, guvernul. Păi, băi, ce tot vorbiți de noi? Nici nouă guvernul nu ne-a dat voie să facem anumite lucruri și noi am ales să nu ascultăm de guvern și să ascultăm de Dumnezeu. Ca să nu mai vorbiți de noi, românii sau est-europenii, că am fost prigoniți, puneți-vă pe genunchi și rugați-vă și o să vorbim noi de voi. Deci, e simplu cu alegerea asta. Acum, ei să nu găsească scuze. Ei nu sunt obligați să-i cunune. Pe mine nu mă obligă nimeni. Da, legea, statul poate da o lege, iar eu aleg să nu respect legea. De ce? Eu ascult de Dumnezeu, nu ascult de ei. Eu ascult legile statului câtă vreme nu calc legile lui Dumnezeu. Punct. Dar nu statul e Dumnezeu, nu guvernul Republicii Moldova. O întrebare aici, care ar fi cel mai ușor lucru într-o căsătorie? Cel mai ușor lucru într-o căsătorie e să nu te însori. Nu știu, și să mănânci greu, nu-i greu? Noi când ne gândim la căsătorii, totdeauna ne imaginăm așa, covor roșu, trandafiri, dar știți, pentru a avea o căsătorie bună, e nevoie de muncă, e nevoie de sacrificiu. Iată, când noi ne gândim la dragoste, ce vă vine în minte imediat? Aia, roz, inimă, nu știu ce. Dar știți, în capitolul 13 din Corinteni, unii spune dragostea este, știți cu ce începe? Dragostea este îndelung răbdătoare. Și știi cu ce sfârșește? Suferă tot, acoperă. Deci, în căsnicie, nu știu dacă este ceva ușor, dar pe de altă parte, căsnicia nu este un chin, pentru că mie mi se pare că azi este așa promovată, de aceea mulți tineri aleg să trăiască în concubinaj, să trăiască așa,
cum pot ei cu o fată și cu un băiat, fără nicio moralitate, pentru că este și prezentat aspectul ăsta, o, în căsătorie, numai chin și numai... Nu. Ce-o creat Dumnezeu e minunat și numai atunci când ești în perimetrul acesta care Dumnezeu l-a creat, ești cu adevărat împlinit, chiar dacă e costisitor sau e sacrificiu, dar dragostea asta curată de la Dumnezeu aduce împlinire. Nu știu dacă este ceva. Încă ceva. Deci să știți că nu există cel mai ușor și cel mai greu. Revin, noi nu suntem șablon. Noi nu suntem unul ca celălalt. Spuneți-mi ce e mai ușor la școală. Educația fizică. Nu e adevărat. Pentru tine e mai ușor educația fizică. Pentru ea cel mai ușor poate e chimia. Pentru ea cel mai ușor e istoria. Pentru ea cel mai ușor e biologia. Pentru ea cel mai ușor e matematica. Pentru că suntem diferiți. Unii spun, domne, pentru mine cel mai ușor e muzica. Pentru tine. Pentru mine s-ar putea muzica să fie un chin. Exact așa în viața de familie. Unul spune, domne, dar eu atât de ușor iubesc. Tu spui, bă, mie mi-e greu. Ce mie mi-e ușor. Altul spune, eu rabd atât de ușor. Păi, slavă Domnului că tu rabd, eu nu prea rabd. Știi, pentru mine e greu să rabd, pentru el e ușor. Pentru altul să ierte e ușor. Pentru altul, frate, să ierte e tragedia de pe lume, da? Pentru unul e ușor să dăruiască. Pentru altul să-i dea 2 lei la nevastă, așa îi tremură brâncile, știți? Deci că l-a dat Parkinsonul, da? Deci nu există ușor și greu, toți vom avea lucruri mai ușoare și aspecte mai grele. Și încă o dată, astăzi s-ar putea să fie ceva ușor și mâine s-ar putea să nu fie ușor. Același lucru. Să spui, frate Iuga, când eram numai noi doi, orice prostii făcea Ivan ăsta a meu, atât am era de ușor să-l iert, să cutare, acum mai am 4 copii. Domnul mi-a întins ăștia nervii la maxim, acum ăsta nu face nici 10% din cât mi-a făcut în primul an de căsătorie și nu mai suport, frate, îmi vine să-l strâng de gât. De ce? S-au schimbat lucrurile. Deci nu vă speriați nici de greu, nici de ușor. Cu Domnul Iisus. Unde ești? Ce să fac dacă deja m-am căsătorit? Ia-ți mireasă ziua bună. Cum e cântarea? De la... Nu, nu, aici, frate Viorel, sunt 3, deci 3 rânduri. E posibil să te căsătorești cu o persoană greșită când este bine să facem pasul către căsătorie și ce să fac dacă deja m-am căsătorit? Păi eu am început cu ultimul. Ce să fac dacă m-am căsătorit? Ia jugul lui Hristos și înapoi nu-i vom da. Te-ai căsătorit, ăla ești, doar nu stai rău să-ți moară nevasta. Dar nu, poți te rog să crăp tu, Iisuse, dacă nu poți schimba pe ea, du-mă pe mine, numai du-mă unde trebuie, nu? Deci dacă te-ai căsătorit, să mulțumești lui Dumnezeu că te-ai căsătorit și să ceri înțelepciune, să fii tu cel mai pocăit și cel mai sfânt și cel mai bun în casă, amin? Nu știu de ce avem mentalitatea asta că ălalalt trebuie să fie mai bun. De ce să n-ai tu mulțumirea asta? Să spui, frate, eu că dau slavă Domnului că în casa noastră eu sunt cel mai pocăit, eu sunt cel mai răbdător, eu sunt cel mai blând, eu sunt cel mai smerit, eu sunt cel mai darnic. Că eu vă spun, dacă tu ești asta, eu îți garantez ceva, că în lumea viitoare tu o să fii cu cununa cea mai mare, cu bucuria cea mai mare și el o să fie și el pe acolo, pe la prag. Da, dar nu o să mai fie bărbatul, tu ai scăpat. Deci unde trebuie să începem? E posibil să te căsătorești cu o persoană greșită? Păi de ce să nu fie posibil? Dar cum adică persoană greșită? Care face asta greșeli? Întrebarea. Nu, nepotrivit probabil se referă. Că trebuie cu altcineva, dar să o căsători cu altcineva. Sper că nu e întrebare de la însurat. Deci, oameni buni, cum înțeleg eu? Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de a alege. Noi știm din Biblie foarte clar că o căsătorie, ca să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să fie între persoane născute din nou. Spune Biblia căsătoria să fie în Domnul. Asta obligatoriu nașterea din nou. Nu e singurul lucru care spune. Pentru că sunt multe cerințe. Spune, bărbaților iubiți-vă nevestele, da? Păi atâta minte ai tu să spui, frate Iuga, dacă eu nu o iubesc acum, cum o să o iubesc mâine? Că nu văd și necheptănată, că acum nici cheptănată nu iubesc, da? Și atunci, normal, că te uiți și la sentimente, te uiți la alte lucruri, ne potrivim la ceva, sau eu vorbesc de avioane, ea vorbește de gândaci, știi, sau...
Acum trebuie, înainte de căsătorie, să discutați dacă faceți cozonac din făină sau din, ce, greier sau ce. Știi că dacă prinzi una numai cu greierii, să vezi ce cri-criți când ea ție ești. Și tu ești cu, bine, greier bio, să ne înțelegem, da? Nu ca făina ta. Deci, chiar dacă Dumnezeu ne sfătuiește ce să facem, în ce direcție să mergem, Dumnezeu nu ne obligă. Și de ce vă spun asta? Dumnezeu nu ne obligă nici să ne pocăim. Dumnezeu ne roagă, Dumnezeu ne poruncește, dar nu ne obligă. Dumnezeu nu ne obligă să dăruim, ne spune în cuvânt, dar noi alegem. Dumnezeu nu ne obligă să facem misiune, ne poruncește, dar nu ne obligă, nu te ia cu furca lungă. Deci Dumnezeu, dacă e sinceră, te poate călăuzi spre un băiat. Nu-l vrei pe ăla, e al pe care vrei tu. Numai cu ce iei, cu aia rămâi. Și atunci când îl întrebi pe Domnul, Doamne, acum eu ce fac, ăsta sfărăie? Deci eu ți-am pregătit unul care nu sfărăia, dar nu ți-a plăcut cheilia lui. No, acum, dă-i cu... nu te uita, mă, la fată, că ea o să bătrân să nu fie chel, tânăr poate fi, nu? Sau cum? Am înțeles, da. No. Deci e posibil, dar nu dacă te încrezi în Dumnezeu. Dacă te încrezi în Dumnezeu, eu aș pune altfel întrebare. Ar putea Dumnezeu să nu-mi dea, să-mi dea o persoană care nu e exact cum eu doresc eu? Ar putea Dumnezeu? Da, adică ți-o dă mai bună. Da, tu vrei de nota 5, îți dau una de nota 10. Normal că Dumnezeu îți dă mai bună decât vrei. Eu mă rog lui Dumnezeu să nu alegeți greșit. Când este bine să facem pasul pentru căsătorie, am răspuns deja, nu? Când e copt, da, rămâne asta cu copt. Când e posibil. Pasul către căsătorie îl faci când ai o încredințare din partea lui Dumnezeu. Cum încerc să-i explic eu practic? Sfatul meu este să faceți ce faceți deja, dar nu așa de evident, să filmați cu camera ascunsă. Băieții, tot timpul să aveți pornită camera. Și filmați pe toate fetele. Cum face aia, cum își mâncă un... Nu, da... Cum mănâncă sandwich-ul aia, cum se îmbracă aia, cum cântă aia, cum sforă aia, tu filmezi și apoi când ai vreme, te uiți la film, știi? Dacă ai filmat vreo 10 și niciuna nu știe că o filmezi, cine se supără? Niciuna, că ele nu știu, da? După ce ai filmat, te duci acolo acasă, în sufragerie, în loc să te joci pe nu știu ce jocuri, tu te joci cu fetele, pui acolo, Ilenuța, voi ce râdeți, da? Că e doar asta să uită, la fel, la fete, da? Eu ți-am spus că eu când sunt în Republica Moldova nu pot suna pe nevasta de oriunde. Păi tu ai văzut ce nume de localități aveți voi? Ilenuța, Mândruța, Frumușica. Știi, s-o sun la nevastă. Unde ești? Numai ce am ajuns la Frumușica. Taci din cură, nu? Până explică toată geografia Republicii Moldova, da? E, în momentul în care te uiți la fetele care le-ai filmat, te uiți... Arunci caseta, arunci asta. Dacă arunci caseta cu Ilenuța și ea nu știe că ai filmat-o, se supără? Nu, pe ea nu știe. Da, delete, delete, delete. Dar să zic că ai filmat 12 fete și tot uitându-te, zic, băi, fii ce fată faină e asta. Asta o păstrez. Ai băgat-o acolo la coșul prețios. Știi? Nu la coșul de, ai băgat-o la coșul prețios. Camera rămâne pornită, mai vezi, o întâlnire de tineret, biserică, priveghi, și la biserică, la priveghi bine să, știi? Păi dacă pe una nu prinzi niciodată pe la priveghi, ce zici tu? Da? Sau dacă o muri bunică sa, care o crescut-o și nu știu ce, i-o dat toată pensia, și o vezi pe aia că vine la priveghi, știi, îmbrăcată, zici că mere la... Înțelegi? Și ea n-are treabă nici cu bunica, nici cu predica, nici cu tare. Ea stă pe telefon. S-ar trebui. Eu aia de nevastă. Păi zici, bă, dacă bunica sa, care a crescut-o 14 ani și cu tare, și acum când a murit bunica sa, asta nici măcar nu se uită dacă e bunica sa sau nu. Eu când crăp, nu, când îi fi bolnav, după ce ai crăpat oricum nu se uită la tine, știi? Da? Ei, ai filmat din nou, iară te uiți la casetă, iar arunci o grămadă. Întrebarea mea, ce-ai face tu dacă după vreo 4-5 filmări din astea, de fiecare dată, tu păstrezi caseta cu Frumușica? Ce-ai face tu? Ți-ar da de gândit. Bă, dar de fiecare dată nu-mi propun, iar ultima care rămâne și rămâne mereu, cine-i?
frumoșica, păi, bă, asta o fi un semn. Ei, atunci poate că îți reglezi obiectivele, tot așa. Și la un moment dat spui, frate, eu orice fac în lumea asta, oriunde mă duc, eu rămân cu una singură, frumoșica. Bă, asta deja ar fi un pas, nu? Și atunci ar fi deja un pas, din punctul meu de vedere, dacă ai vârsta, să începi o relație de prietenie. Dar în ce sens? Vii și îi spui ei, nu că pierzi vremea. Îi spui, fată, eu de vreo 5 ani te filmez. Nu știu dacă ți-ai dat tu seama. Dar stai liniștit, că am mai filmat vreo 25. Dar eu nu știu dacă îți pică bine sau nu, din 25 de fiecare dată tu ai rămas la mine pe ecran. No, uite ce m-am gândit eu. Eu aș vrea acum să te filmez așa mai pe direct. Te deranjează? Dacă zice da, ghinion, că tot te filmez. Dacă zice nu, spui nu, acum să nu te filmez. Și eu vreau să mă filmez și tu, în caz că nu m-ai filmat deloc, acum bag obiectivele pe mine, că eu am niște gânduri serioase. Întrebarea, ai putea să-i spui așa, dacă n-aș descoperi nimic în plus frumos față de tine, m-aș bucura să fie soția mea. Ei, dacă ai gândit așa, băiete, chiar trebuie să începi o relație de prietenie. Acum, ce te faci dacă ea zice, de vreo 7 ani și eu filmez? Ce crezi că ele n-au camere? Încă din alea performante? Iar coșul la ele, cât aruncă ele la coș și să spună, băi, eu de vreo 7 ani tot filmez și primul pe care te-am aruncat ai fost tu? No, aici ai minune dumnezeiască, da? Dar dacă ai cumva surpriza să spună, bă, să fiu sinceră și eu te filmez de vreo 7 ani, nu-mi place cum te cheptăni și nu-mi place nici cămășile cum ți le iei, dar încolo, să știi, treburile sunt faine, deci ai rămas tu pe ecranul meu. Deja ai niște baze de unde să pornești, da? Eu, frate Viorel, le citesc așa de jos. Păi, ce vrei tu? Dumneavoastră răspundeți. Acum, adică? Cred că aici primele acțiuni ale un băiat care trebuie să le fac pentru o fată în vederea căsătoria asta ce ați povestit, cred că... Da, să fie să băiat serios, mă, primele acțiuni, din pântecele da. Mamei lui, să fie serios, da. Vin multe întrebări de asta, le mai alegem așa, iată o întrebare aici. Pot să se căsătorească baptiștii cu penticostale? O să mai fac o copertă. Măi, întrebările astea sunt vechi. Depinde ce baptiști cu ce penticostali. Deci dacă ai un penticostal care se ține de Biblie și de Hristos și ai un baptist care se ține de Biblie și de Hristos, cred că nu e chiar așa de greu. Dacă prinzi un penticostal, o penticostală care e legată numai de tradițiile lor și un baptist numai de tradițiile lor, s-ar putea să fie foarte interesant, da? Sigur, depinde foarte mult. Haideți să vă spun următorul lucru. Toate familiile de baptiști sunt la fel? Nu. Asta înseamnă că nu toți baptiștii își cresc copiii la fel. Voi credeți că toate familiile de penticostali sunt la fel? Depinde foarte mult de familia în care ai crescut, ce ți-o băgat la rotițe, da? Depinde foarte mult de biserica în care ai crescut. Că sunt biserici care pun accentul pe scriptură, pe părtășie, nu pe tot felul de pune în față de masă sau nu pune în față de masă. Dacă ei vin din astfel de familie, dacă vin din astfel de biserici, poate fi foarte simplu. În România au fost, sper să nu mai fie, acum... Și în România cred că au fost baptiști care poate nu le-au picat chiar bine la unii cu penticostalii, nu intrăm în detalii. Eu sper că nu a existat baptist în România care să creadă că numai noi vom ajunge în cer și nu cred să fie existat baptist care vreodată să fi spus cuiva decât la penticostal mai bine în lume. Partea cealaltă, din nefericire, noi acum avem relații mai bune, dar au fost biserici penticostale, nu știu pe ce motiv, care spuneau clar de la amvon, baptiștii toți merg în iad și decât ca baptiștii, mai bine nepocăiți. No, acum eu te întreb, dacă o fată a crescut 20 de ani în biserica aia și asta a auzit tot timpul și tu vii și ziceți baptist, aia cred că mai repede să cunună cu dracu.
Partea cealaltă, ce m-ar îngrijora pe mine, dacă toată viața a fost educată, el sau ea, nu contează, da? Dacă un baptist toată viața a fost educat că pentecostalii se duc în iață, zic, da? Și baptistul ăsta foarte ușor își ia o pentecostală, ce spuneți-i? E superficial, deci el, dacă ai fost învățat într-un anume fel, tu numai de dragul fete nu mai crezi nimic, deci, da, în Biblie nu avem denumiri, că trebuie creștin după Evanghelie, înregistrat, neregistrat, trebuie să fim oameni ai lui Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu, să ne ținem de Scriptură, dar când e vorba și de baptiști și baptiști, dar ce, bisericile nu sunt diferite de baptiști? Asta nu înseamnă că dacă o baptistă găsește un baptist, gata, ne cununăm. Depinde, din nou, ce ai fost învățat și voi să vă lămuriți să înțelegeți Scriptura corect și să vă țineți de Scriptură. Nu-i chiar așa de simplu că aveți familii care gândesc diferit, da? Și asta. Vezi, spre exemplu, la voi nu cred că e o mare problemă. Băi, Victor aici, cred că e mare problemă. Să zic sau să nu zic? Nu, m-aș fi gândit să zic că nu cred că e o mare problemă că se căsătorește o moldoveancă cu un rus sau ucrainean. E mare problemă. Nu, așa e. Mă, cred că în România e un pic mai mare între un ungur și un român. Maghiar, da, 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 ăla e ungur, maghiar. Dar de ce am zis ungur? Încă am fost drăguț. Tu nu știai aia cu... Știi că noi avem cu ungurii, știi că... Da, 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 că... Aia cu fântâna, o știi? Că o ajuns unul, știi, și să bea apă de la fântână și striga românul, bă, 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 nu bea că e otrăvită, nu bea că e otrăvită, la care el la un moment dat se uită, scăteșec, bea sănătos. Da, scuze-mă, da. Eu mai citesc și din telefon că vin multe întrebări. Bă, dar asta numai, care e mai importantă, cafeaua sau viitoarea? Deci, fetelor, vă dați seama ce întrebări pot pune, na? Și să te măriți cu asta. O să ce lucru, care lucru este mai important? Cafeaua sau viitoarea soție? Ăștia sunt stare să vă vândă pe o cafea. Sunteți curioși cine a pus întrebarea? La mișto a pus-o, da, zi. Hai. O întrebare, este posibilă căsătoria fără binecuvântarea părinților? Păi, este posibilă, că orice căsătorie e posibilă, știi? Întrebarea dacă e bine sau nu e bine. Și eu deja am răspuns puțin. Unu, nu mi se pare normal părinți credincioși, tineri credincioși să nu se înțeleagă. Adică tata are Duhul lui Dumnezeu, mama are Duhul lui Dumnezeu, voi aveți Duhul lui Dumnezeu și tăți draci vă apucă pe tăți. Băi, așa mai pe române. Ceva e putred acolo, da? Bun, care ar fi rugămintea mea? Voi sunteți o generație isteață. Aveți atâtea lucruri în plus față de părinții voștri în unele domenii. Voi sunteți o generație care știți să comunicați. Noi n-am fost învățați să comunicăm. V-am spus, pui o întrebare, îți dădea una și gata, era simplu. Ăsta era modul de comunicare. Iubiți-vă părinții, respectați-vă părinții, că și ei vă iubesc și dacă undeva chiar trebuie, deschideți-le un pic mintea. Când tata nu-i de acord cu fata, când mama nu-i de acord cu fata sau cu băiatul, e atât de greu să pui o întrebare, mamă, eu te iubesc, pentru mine părerea ta e importantă, dar toată viața m-a învățat să fiu deștept, să am pe tine, știi, baci tu acolo, adevăr, la înaintare. Poți să-mi spui și mie, mamă, ce ai cu fata asta? Spune-mi exact ce ai cu... N-am nică, dar nu-mi place. Bă, mamă, tu n-ai nică, dar eu am totul, știi, adică nu merg că n-am nică, domnule. Bun, dacă vine și spune ceva, mă, nu-mi place asta, asta, asta. Acum, unde trebuie să fiți atenți? Părinții se vor deschide față de voi unii dacă nu-i turnați. Știți ce înseamnă asta cu vândutul? Deci să vă spun care e problema noastră a părinților. Că eu în timp ce vorbesc cu tine și îmi deschid inima, ție-ți umblă geaștile și-i scrii tu, tata zice că toți din neamul tău au fost nebuni. Bă, dar eu nu-ți spun asta ție să-i spui ei. Că eu nu vreau să-mi pun tot neamul ei în cap. Știi? Adică eu mi-aș deschide, ei mi-aș spun, bă, n-am nimic cu fata, dar eu le știu un pic istoricul. Ăștia după 30 de ani tăți au luat-o pe ulei. Noi, n-aș vrea tu să ai o nevastă care mâine să desfac șuruburile și curge
Bun, dar dacă tu mă spui, păi ce fac eu? Îmi ridic tot neamul în cap acum și ne batem, că ce, ne-ai făcut pe toți nebuni, cu tare. Deci aici, voi când sunteți îndrăgostiți, ne turnați, eu vă spun, eu știu că în timp ce vorbesc, și eu ca păstor, eu vorbesc cu tine, să spun ceva și tu pe sămânță, vezi că eu au zis că ești proastă. Nu. Stai, măi, nu mă poți pe mine ca păstor, acum, că e proastă, că nu-i proastă, e treaba mea. Dar eu în continuare sunt păstorul ei, trebuie să mă îngrijesc de sufletul ei, de neamul ei, poate ajungi să capi un pic de mult, de minte și tu vezi că o scrii proastă, știi? De asta noi am vrea să avem cu voi niște discuții mature. Poate că asta au și părinții voștri o problemă. Ce, frate, eu cum să-i spun la pruncul meu asta? Că zice, el îi spune imediat la asta, că tot îi spune. Deci acum e vrăjit, e orbit, tot îi spune și apoi... Ce, numai pe tribunale o să umblăm cu oia, știi, care... Deci, da, sunt lucruri. Ce vreau, haideți să vă spun o experiență personală, să nu aveți niciunul. De ce nu renunț eu foarte ușor la părerea părinților? Unul, că sunt părinții noștri și au investit în noi, sperând că au investit, dacă au greșit, Domnul să ierte. Al doilea lucru, că Dumnezeu, vă spuneam deja, poate folosi părintele să te atenționeze sau să spună o piedică, da? Și să știți că sunt momente în care Dumnezeu, dacă părinții spocăiți, îi poate călăuzi în așa fel că poate nici nu-ți pot explica și totuși au dreptate. Și eu am avut o experiență personală. Nu o să vă dau foarte multe detalii, că nu sună bine. Când am intrat într-o relație cu o fată, bine, să mărturisesc că am ea m-o tras în relație, știi? Fată super faină, pocăită, părinți pocăiți, făceam misiune împreună, cântam toate. Mie drept să spun, niciodată mi-a trecut prin cap să fie ea prietena mea, știi? Aveam un om de vârstă, la care ea, știi, fata așa mai de acțiune, o zic, da, dacă noi ne înțelegem așa de bine, nici n-am fi prieteni, știi? Am zis, putem încerca, fată, tu ai idei din astea. Am spus, băi, dacă nu simt nimic pentru tine, da, hai să ne rugăm și noi, să nu știu ce. De la distanță ne-a rugat. Și după 3 luni de zile am spus, bă, îmi place de tine în toate punctele de vedere, sentimentală ca bolovanul. Deci, da. Ei, mama în perioada asta, eu discutam cu mama multe lucruri. Zic, băi, Viorele, n-am nimic împotriva fetei. N-am nimic împotriva familiei. O știu cu tare. Am o chestie care nu îmi poate ieși din minte. Ba, ce-am făcut eu cu mama? Mamă, să te pocăiesc! I-am ținut niște predici lui mama. Din nefericire pentru ea, mama a avut dreptate. Și oricât i-am ținut eu predici lui mama să se pocăiască, la final am zis, mama, aș putea să mă pocăiesc și eu. Da? Deci nu luați cu ușurință. Acum, ce nu puteți rezolva voi cu părinții, putem rezolva noi păstorii, probabil. Una să spună părintele, bă, mă deranjează caracterul ei, mă deranjează asta, dacă vine părintele și spune, bă, nu-mi place că e săracă. Păi spui, bă, tată, toată viața m-a învățat să aibă bogății sufletești cu tare, har Domnului că avem noi, de ce trebuie să fie ea? E, dacă tai că tot face pe figuri, l-a dus la mine, că-i ține o predică. Spune, dar nu te mulțumești lui Dumnezeu că găsit asta o fată diamant curat și pe tine te deranjează că n-are 2000 de euro. Dar scoate tu 2 milioane, că de asta ți-o dat Domnul, zgârie brânză, știi? Deci asta o rezolvăm noi, vă putem ajuta și noi, dar să nu fie probleme de caracter. Ce să fie figuri din astea? Că dacă ar fi cu un centimetru mai înaltă, dar îi punem tocuri, frate, de asta. Dacă e prea înaltă, ce facem? Îi punem tocul lui, da, e problema. Da. Nu, domne, ascultați, astea se rezolvă, că acum noi suntem într-o societate în care ori ești la modă, ori înființezi o modă. Și spui, tată, stai liniștit, că după căsătoria mea, deschid ușa. Tăți o să-și caute cu 20 de centimetri mai înalt decât ea. Spui, ce te costă pe matale? Faci un scăunel, când mă duc cu ea până oraș, iau scăunelul, când vreau să o pup, pun scăunelul, am pupat-o, mă duc mai departe. Sau spui, crucea mea o să fie că nu pup numai când mă pot urca pe bancă, dar o pup acasă, stai liniștit, nu o pup în... Care a fost întrebare? Că nu știu ce am zis. Deci, mai,
avem imediat pauza, dar am vrut să fac un anunț. Nu, numai la pauzele stă gândul. Un anunț și încă o întrebare. E publicitar? Posibil. Îmi place de băiatul cu 17 ani de așteptare. Da? Și care e întrebarea? Întrebarea nu, e... întrebarea e următoare, eu citez. El și-o dat seama că m-am născut deja sau tot așteaptă să mă nasc? Aia e întrebarea, vei, te-ai trezit. Deschide-i ochii, Doamne, să vadă. Scoate-l din orbire. Și aici o întrebare care se repetă. Ia cât are, 37? N-are număr, dar cred că e destul de serioasă. Da, da, e după cum scrie. Dacă mai pot fi iertat dacă am întreținut relații sexuale înainte de căsătorie? Oh, sigur că da. Deci iertarea lui Dumnezeu vine în urma pocăinței. Totul e să lămurim ce înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă regret trecut, mă întorc și s-a terminat, da? Nu mă pocăiesc în fiecare săptămână. M-am pocăit odată și s-a terminat. Acum, întrebarea mea, te interesează dacă poți fi iertat sau te interesează dacă poți avea o viață fără consecințe? Iertat, da. Consecințe? Pe cum să fie fără consecințe? Deci consecințele cele mai ușoare, știți care pot fi? Să te dai cu capul de pereți să nu te întrebe copiii. Că tu acum ți veni mintea la cap, te-ai maturizat, știi și din propriile tale greșeli cât de mare e povara și tot, și ce o să-i sfătuiești pe copii? Bă, bagă-ți picioarele în gheață, fugi pe pereți cu tare, stai departe de păcat. Și s-ar putea să ai un domnul goie din ăsta, știi, care seamănă pe tine fecioraș, să spună, tată, dar tu cum te-ai ferit de păcat? Tu ce îi spui? Asta e o consecință, că într-o zi să spui cu toată rușinea, băi, mi-e rușine. De asta spun, mi-e rușine, că eu n-am ascultat de tata, de mama, de păstor, de Biblie și port, uite, toată viața stigmatul ăsta. Nu pot să spun minciuni. Și trebuie să spun, uite, eu am încurcat borcanele acolo. Dar să-i spui, băi, eu sunt iertat de Dumnezeu. Dar după 30 de ani, când mă trezesc noaptea, știi la ce mă gândesc? Că nu puteam fi fără pata asta în viață. Nu puteam fi fără ștampila asta. Și atunci, pe oameni, asigurați-i de iertarea lui Dumnezeu, dar spuneți următorul lucru. Nu-ți dori niciodată în viață să fii iertat. Dorește-ți să nu fii iertat. Adică, eu vreau să vă întreb, o mașină, după ce o accidentezi, se poate repara? Și la istoricul ei ce o să fie? În Moldova nu, în Moldova nu, da, la Moldova tot e ghine și e mai curată decât în... Nu, noi vorbim de chestia de conștiință, ce rămâne acolo, da? Nu, toată viața în istoric o să fie daună totală, aripă cu tare, avariat acolo, spart motorul cu tare, astea rămân. Și dacă nu le știe nimeni, rămân ție pe conștiință și rămân în lumea lui Dumnezeu. Și atunci, de ce tot Biblia spune să ne ferim de păcat? Cum să vă spun? Prețul păcatului e atât de mare că merită să fugi cât mai departe de el. Ce vreau să vă spun din experiența mea cu tinerii, nu toți tinerii își propun să păcătuiască. Deci sunt tineri care își propun o viață foarte curată, dar nu veghează. Dacă mă întorc la fata ta de aseară, știi, am înșit că își pune la mâna pe ea, știi? Păi eu mă mir, a fost aia, cred că a fost totuși pocăită, trebuia să-i dea una să-l facă avion. Da? Poate că s-o gândi, nu mă spurc să-l ating, știi? Nici nu merită. Da. Și atunci tu nu-ți propui, dar te joci cu păcatul. Azi un pic, mâine un pic, iar latura asta sexuală la unii poate fi atât de puternică că nu mai poți stăpâni. Tu crezi că o stăpânești. Citiți prin proverbe, la ce că boul care se duce la măcelărie nu mai judecă nimic, da?
Deci sunt și, nu v-am spus, o mamă cum i-a explicat la băiat, că ținea tare mult la băiatul ei și nu știu ce, se uitau pe Discovery sau Animal Planet și-o văzut o leoaică din asta în călduri, care nici cum nu se lăsa de leu, tot îl întorcea, îl trăgea de urechi, știi, maică s-a avea, n-o zic că vezi, așa să sunt unele fete, nu că e după tine, atâta ce trage de urechi cu tare până la, ai rămas cu urechile în mâna ei, știi? De asta, cu cât stai mai departe de păcat, e mai bine. Nu poți fi prea departe de păcat, ascultă-mă. Feriți-vă de tot ce pare rău, spune Scriptura, și ajutați-vă unii pe alții la o viață sfântă. Nu o să regretați asta. Și apoi, după ce vă ajută Domnul să vă căsătoriți, puteți sta călare unul pe altul tătă ziua. Dacă are cineva duce de mâncare, că altfel nu știu cât rezistați. Dar nu o să fie chiar așa. Deci nu mai credeți prostiile lumii, știi, voi fiți oameni serioși, începeți curat, primiți binecuvântarea lui Dumnezeu, am greșit, măcar să fie trecut istorie. Adică dacă tot mi-am zgâriat mașina odată, e mare diferență că am zgâriat-o odată sau că am zgâriat-o de vreo 25 de ori. Adică spun, Doamne, am avut un accident, am învățat din el, am plătit prețul, va rămâne toată viața acolo istoria. Dacă avem grijă, nu se mai vede nimic, am reparat. Dar știi când auzi că tot azi în șanț, mâine în șanț, odată în dreapta, odată în stânga, odată a fost prea cald, odată a fost prea frig.